Care ar trebui să fie caracteristicile unui prieten bun? Pentru a putea răspunde la această întrebare, cred că ar fi potrivit să vedem de ce ar trebui să ne ferim. Pentru că în contextul societății de astăzi, când informația inundă viețile noastre la modul propriu și nu toată această informație ne este folositoare, mai ales că pe toate canalele se îndreaptă spre om, toți au ca și obiectiv acest asalt asupra omului, sufletului omului, inteligenței omului, rațiunii omului și de ce nu toate până la un punct cultivă chiar și aceste limitări și aplecări ale omului spre păcat. Cred că este foarte important să păstrăm ceea ce ne-au învățat Sfinții Părinți și Sfânta Biserică dintotdeauna, și anume relația personală, personală, reală, autentică cu semenii noștri. Tocmai de aceea sunt încredințat că biserica și mediul familial autentic constituie locurile ca și de fapt o școală cu bune principii, poate crea prietenii, poate duce la conturarea unor prietenii de viață. Și spun lucrul acesta pentru că prietenia, dacă nu este înțeleasă în mod jertfelnic, în sensul că un adevărat prieten se bucură de realizările prietenului său, se întristează de nerealizările, de insuccesele, de neputințele, de suferințele prietenului său și este alături în situațiile acestea, atunci înseamnă că vorbim despre o prietenie de conjunctură. Pentru că de foarte multe ori obiceiurile rele strică prieteniile bune. Și a spus un cuvânt foarte, foarte actual, anturajul creează întotdeauna premisele unei însingurări, unei depărtări de prietenii, ca să nu mai spunem și prezența acestor adicții. Când spunem de adicție, adică dependențe. Fie că vorbim de fumat, de băutură, de atâtea vicii, fie că vorbim de acest mediu virtual, fie că vorbim de această ispită extraordinar de mare a depersonalizării și ascunderii în spatele unor pseudonime pentru a putea exprima tot felul de frustrări și de lucruri de cele mai multe ori neadevărate și care nu îi caracterizează pe oamenii respectivi, dar care într-un anume context vor să epateze, vor să arate într-un fel care de fapt nu îi caracterizează în viața de zi cu zi. Și de cele mai multe ori vezi că un tânăr atât de glorios, atât de puternic într-un mediu virtual, sub un pseudonim în viață, este un timid, este un copil sau un tânăr neajutorat care are nevoie de prieteni, care are nevoie de lucrarea lui Dumnezeu, are nevoie de lucrarea bisericii, a familiei și a școlii, pentru ca el să crească într-adevăr. Prietenia ajută până la urmă la buna creștere a unui tânăr, ne mai vorbim după aceea în viață de cimentarea acestor prietenii și trebuie să fim foarte atenți la prieteniile virtuale, la prieteniile conjuncturale, la aceste pseudo-prietenii, ca să spunem așa, care nu fac altceva decât să-l slăbească pe om în sentimentele sale curate, autentice, frumoase, creștinești și până la urmă umane. Este foarte interesant că legătura, de exemplu, dintre un tânăr și o tânără în viață, fie că sunt colegii de serviciu, de școală, de facultate și așa mai departe, se poate transforma într-o prietenie trainică, se poate transforma într-o relație de iubire, se poate concretiza într-o instituție a familiei, dacă lucrurile sunt firești, dacă lucrurile sunt normale, dacă nu se ard anumite etape care după aceea s-ar fi dovedit că ar fi de fapt piatra din capul unghiului pe care au aruncat-o ziditorii. De aceea
toate prieteniile trebuie să aibă sentimente curate în fundamentul lor și, bineînțeles, sentimente creștine cu valori perene, valori veșnice, pentru că chiar Mântuitorul Hristos ne îndeamnă în Sfânta Evanghelie după Matei, la capitolul 6, versetul 33, unde ne spune: căutați mai întâi împărăția cerurilor și dreptatea Lui și toate celelalte se vor adăuga vouă. Iată, prieteniile sunt în această căutare a vieții. Prieteniile, când sunt, să spunem așa, orientate spre viața duhovnicească, spre iubirea lui Dumnezeu, manifestată în iubirea către aproapele, atunci prietenia capătă consistență. Prietenia devine o instituție, deși ea este, de fapt, un sentiment, până la urmă, care creează anumite mecanisme de viață și de manifestare în viața socială. Aceasta înseamnă prietenie, pentru că mai este o vorbă, iar în popor, și vedeți cât de înțelept este poporul nostru, ne spune la un moment dat că rudele ți le dă Dumnezeu, prietenii ți-i faci tu. De aceea, prietenia este un act de libertate, de exprimare a libertății omului în această viață și în urcușul lui duhovnicesc ne dorim cu toții. Tocmai de aceea responsabilitatea în acest sens trebuie să fie îmbrăcată și de responsabilitate. Să nu lăsăm acele obiceiuri rele să ne strice prieteniile bune, prieteniile frumoase, prieteniile după care regretăm dacă noi le refuzăm la momentul când într-adevăr ne-ar fi de folos.